citit la fel ca această floare. Eu asemăn pe mama mea cu o bunică pentru că e mereu atentă la mine. Eu asemăn pe mama mea cu ploaia, deoarece când este supărată, este ca o ploaie care face inundații, iar când este fericită, este ca o ploaie care udă plantele și le face să crească. Pe mama mea o asemăn cu un trandafir roșu vișiniu, pentru că este frumoasă și se îmbracă des în roșu vișiniu. Cu o pisică, pentru că îi plac pisicile și mi se pare că seamănă cu o pisică. Pentru mine, mama este o femeie care îmi rezonează viața. Dacă stau să mă gândesc, pe mama mea aș asemăna cu soarele, pentru că ea mi-a luminat timpul și de viață. Pe mama mea o face unică că nu se lasă foarte ușor, mereu găsește cât o soluție. Mama mea o face unică faptul că este înțelegătoare. Ce unică comportamentul ei care îmi dă o stare de bine. Mama mea o face unică felul în care îmi spune povești de când era ea mică. Pe mama mea o face unică iubirea care reușește să o dăruiască. Momentul meu preferat cu mama mea este atunci când ne plimbăm prin oraș. Momentul preferat cu mama mea este atunci când cătim pe unul. Momentul meu preferat cu mama mea este atunci când ieșim cu bicicletele și ne plimbăm în parc. Atunci când eram mică și stăteam în brațele ei. Atunci când momentul meu preferat cu mama mea este atunci când ne plimbăm printre flori. Eu i-aș da toată iubirea din lume, pentru că iubesc foarte, foarte mult. I-aș oferi toate florile de pe pământ, care poate controla cum ar dori ea. Și dacă ai putea să-i oferi absolut orice, ce i-ai oferi? Dolari. Bine, mulțumesc.